4 medici chirurgi de la clinici celebre din Germania și Austria vor sosi la Spitalul Județean Constanța. Alături de cei mai buni medici constanțeni, ei vor încerca să le ofere o viață normală mai multor copii cu malformații. Salzburg este un centru de excelență. Acolo vin în toată lumea copii. Este vorba de tehnici chirurgicali, este vorba de oameni care au foarte multă experiență pe zona asta de malformații și evident că vin să ne împărtășească din experiența lor și să ne... noi să încercăm să facem la un nivel cât mai ridicat. De-a lungul a 4 zile, medicii vor încerca să opereze cât mai mulți copii. Din primele estimări, se pare că vor fi posibile 9 intervenții chirurgicale. Ne-am înfrățit și cu colegii de la ORL, deci făcând un workshop pentru rezolvarea unor cazuri dificile care nu ar fi posibil să fie rezolvate decât prin tratamente în străinătate. Atunci tratamentul din străinătate care s-ar putea face pentru un singur copil se face aici pentru mai mulți copii cu participarea chirurgilor. Micuții ce vor intra în operație vineri sunt deja internați în spital aici unde sunt pregătiți pentru intervențiile chirurgicale. O astfel de operație costă la clinica din Salzburg aproximativ 30.000 de euro, bani ce reprezintă o avere pentru majoritatea familiilor din România. Pentru copii, aceasta reprezintă poate o șansă unică. Are vezica urinară în afară. Și trebuie operată că pentru a se închide la burtică înapoi. V-ați fi permis o astfel de operație în străină? Nu, e prea scump și chiar nu aveam cum. Când avea el o lună, a fost operat. Da, au fost aici, da. V-ați gândit vreodată să fie operat chiar în străinătate? Nu ne-am permite, nu. Costă foarte mult. Nu ne-am permite. Costurile de transport și de cazare ale medicilor străini vor fi suportate de o asociație umanitară canadiană recunoscută la nivel mondial pentru astfel de acte caritabile.